un psalm. Psalmul 23. Psalmul 23. E textul biblic pentru predică, dar pentru că e așa de frumos și cunoscut, alegem să-l citim împreună. Să începem. Sunteți pregătiți? Cu toții deodată, nu repetați după mine. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Ședeți. Iubiți frați, stimate surori, iubiți prieteni și musafiri, aș dori să-mi încep mesajul meu pentru suflet din seara aceasta cu o întrebare. Întrebarea are să vi se pară ușoară, aproape banală, dar am rugămintea să nu-mi răspundeți la întrebare decât la sfârșitul predicii. Va fi foarte tentant să-mi răspundeți la întrebare pe loc, dar amânăm răspunsul, vă rog să vă abțineți și să răspundeți abia la finalul mesajului. Iată întrebarea. Vă mai place Dumnezeu? Știu, nu sună prea frumos. O facem să sune mai frumos. Ne mai place Dumnezeu, ca să mă includ și pe mine. Ne mai place Dumnezeu? Să nu răspundeți. Și pentru că pe dumneavoastră v-am oprit să-mi răspundeți, sunt eu nevoit să încerc un răspuns. Și răspunsul meu este așa, depinde. Depinde, dar de cine? Dar de ce? Depinde de cum se comportă Dumnezeu cu noi. Pentru că atunci când Dumnezeu ne face bine sau binele pe care noi îl așteptăm de la Dumnezeu, atunci la toți ne place cine? Dumnezeu. Atunci când vremurile ne sunt favorabile, când evenimentele ne sunt cele așteptate, atunci când lucrurile merg, atunci când nimic rău nu ni se întâmplă, ba chiar suntem protejați de lucruri rele sau de evenimente negative, atunci ne place Dumnezeu. Iar când Dumnezeu se comportă diferit și îngăduie lucruri mai puțin plăcute în viața noastră, îngăduie tot felul de ipostaze ale vieții, cum adesea trăim, ne place mai puțin Dumnezeu, adică spre deloc. Cel mai onest răspuns la întrebarea dacă ne mai place Dumnezeu este depinde de Dumnezeu. Dacă s-ar comporta mereu bine, noi mereu am fi îndrăgostiți de El. El mereu ar fi eroul nostru. Noi mereu L-am declara ceea ce este El în realitate și ne-am bucurat de El. Iată întrebarea grea, dragii mei, dar necesară pentru seara aceasta pe care o ridic înaintea dumneavoastră. Și această întrebare o acompaniez cu Psalmul 23, care, cum bine știți, se deschide cu această afirmație. Domnul este păstorul meu, slăvit să fie Dumnezeu. Înainte să-L înțelegem și să-L iubim, înainte să-L urmăm cu viața și cu fapta, vă invit, dragii mei, pentru că e scriptural, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Iov l-a binecuvântat și când nu l-a înțeles. Iov l-a binecuvântat și când îl durea grozav de tare.
Și când inima lui era răvășită și cu ultimele puteri, a mai putut totuși să spună: binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că e mare lucru să-L binecuvântăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Poate e cel mai mare lucru de care este în stare omul pe pământ. Ei bine, iubiții mei, aș vrea să-L descriem pe Dumnezeu în patru atribute ale Lui, sau în patru ipostaze, sau patru calități a lui Dumnezeu. Dumnezeu are mai mult de patru calități, însă eu le-am ales pe acestea patru, nici să nu fie prea multe, ele sunt esențiale, sunt principale și descriu caracterul lui Dumnezeu, și pentru seara aceasta le-am pus într-o ordine retorică. Adică ce înseamnă ordine retorică? Adică prima calitate a lui Dumnezeu ne place foarte mult, a doua ne place mai, mergem în scădere. A doua ne place mai, cum? Puțin. A treia ne place mai puțin decât a doua și decât prima. Și a patra ne place cel mai puțin spre deloc. Dar toate acestea patru îl descriu pe Dumnezeu. Prima calitate a lui Dumnezeu și care ne place cel mai mult, de fapt o să vă întreb dacă vă place, o numim în seara aceasta bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Vă place bunătatea lui Dumnezeu? Mulțumesc pentru entuziasm. Eu sunt îndrăgostit de bunătatea lui Dumnezeu. Eu sunt înfometat după bunătatea lui Dumnezeu. De altfel, dacă ar fi după mine, l-aș face pe Dumnezeu tot numai bunătate. Și i-aș spune, dacă aș putea eu: Doamne, ce zici să fii cu mine numai bunătate? Cu mine. Pentru că sunt îndrăgostit de bunătatea lui Dumnezeu. Psalmistul de asemenea, versetul 1 și 2, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Acolo unde zice mă paște în pășuni verzi, în versiunea greacă a Vechiului Testament, s-a tradus prin mă culcă în pășuni verzi, adică mă odihnesc în pășunile verzi. Iar dacă te odihnești bine, înseamnă că înainte ce ai făcut? Ai mâncat bine. Și atunci este aici de fapt, este o idee legată de odihnă. Mă odihnesc în pășunile verzi, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Psalmistul este îndrăgostit de bunătatea lui Dumnezeu și când scrie imnul acesta de laudă, de descriere a lui Dumnezeu, așează întâi de toate bunătatea lui Dumnezeu. Dar oare ce este bunătatea lui Dumnezeu? Vom spune, dragii mei, în chip dogmatic că bunătatea lui Dumnezeu este expresia iubirii sale. Expresia iubirii sale. De fapt, cum zicea cineva, nu există iubire, există numai dovezi de iubire. Iubire în stare pură, în stare teoretică, n-a văzut nimeni. De ce n-a văzut nimeni? Pentru că nu există. Nu există iubire în stare teoretică. Există numai dovezi de iubire. Și atunci când noi, oamenii între noi, facem dovezi de iubire, atunci dovedim de fapt că iubirea există. Ori Dumnezeu este plin de iubire, El este dragoste și își manifestă această dragoste prin semne de bunătate, prin gesturi de bunătate și de gentilețe. E plină Scriptura, dragii mei, de versete care amintesc de bunătatea lui Dumnezeu. O să vă dau doar câteva, probabil cele mai cunoscute printre noi. Ați auzit de un verset care spune: ceea ce mă face să mai trag nădejde este că nu spune învățăturile Domnului, ci spune cum? Cea mai adâncă nevoie a omului, bunătățile Domnului, ziceți, nu s-au sfârșit. Și îndurările lui n-au ajuns la capăt. În altă parte citim căci bunătatea lui ține în veac. Ori Dumnezeu ține în veac. Și dacă Dumnezeu este veșnic, cum e bunătatea lui? Veșnică. De asemenea mai citim căci Domnul este bun. De asemenea mai citim într-un alt psalm, gustați și vedeți cât de, ziceți, bun este Domnul. Și din nou se face un apel la bunătatea lui Dumnezeu. Doamne, spune în altă parte, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni
la tine. Doamne, Tu ne răspunzi prin minuni și sunt atâtea moduri în Scriptură prin care se justifică bunătatea lui Dumnezeu. Dar am citat mai mult din Vechiul Testament, este și Noul Testament, mai scurt, dar este. Și în Noul Testament, Marele Apostol Pavel, într-o scrisoare, zice: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Și invocă bunătatea lui Dumnezeu, bunătate care ne invită, care ne împinge, care ne îmboldește inima spre pocăință, spre întoarcere. Știți bine că mai este un pasaj care ne place nouă tare mult, mai ales când suntem în nevoie, că Domnul dă și dă cu mână de care? Imaginați-vă mâna lui Dumnezeu. Dă cu mână de care? Cum arat eu? Largă, deschisă. Dă și nu-i pare rău. Slăvit să fie Dumnezeu. Acum veți zice, poate în gând, dar și omul este bun. Și oamenii fac gesturi de bunătate. Trebuie să vă spun, dragii mei, că și eu uneori, ați subliniat, vă rog, uneori, da? Fac gesturi de bunătate. Probabil dumneavoastră faceți tot timpul, eu numai uneori. Am avut momente când am făcut gesturi de mare gentilețe și de mare dăruire. Și omul dă, numai că omul nu dă ca Dumnezeu. Dumnezeu dă cu mână largă, omul dă cu mână de care? Să vedem dacă intrăm în logica versetului. Păi dacă el dă cu mână largă, eu cu ce mână dau? Eu, nu dumneavoastră. Că e mai ușor să-l judeci pe cel din față. Eu dau cu mână de care? De care? Strânsă. Eu dau și uneori după ce dau, mă gândesc, puteam să dau mai cum? Mai puțin. Că doar și cu tare, mai puțin ca mine. Eu uneori în gesturile de bunătate pe care le fac, după ce le fac, mă gândesc că nu merită cei care le-am făcut gesturile, gestul acela. Și aștept măcar ce, nu să-mi dea înapoi ce am dat, ci aștept măcar un cuvânt. Știți care e cuvântul? Un ce? Un mulțumesc. Și nu-l primesc, și pentru că nu-l primesc uneori, îmi pare rău de toată bunătatea care am răsfrânt-o. Îmi pare rău. Eu dau și îmi pare rău. Eu fac bine și îmi pare rău de binele făcut. Cunosc însă pe cineva și acesta e unul singur în univers căruia nu-i pare rău de binele făcut, iar ăsta nu poate fi decât Dumnezeu. În sensul acesta doresc să afirm, dragii mei, și sper să credem că singurul care știe să fie bun cu adevărat și în bunătatea lui este deplin, nu? Și este complet și este sfânt, e Dumnezeu. Și numai Dumnezeu știe să fie bun. Și noi oamenii suntem buni, dar bunătatea noastră este limitată, bunătatea noastră e subiectivă. Bunătatea noastră are uneori anumite interese, mă înțelegeți? Nu neapărat financiare, dar interese de imagine sau așa mai departe. Bunătatea noastră e bunătate de om, dar ce bine că este mai mult decât bunătatea omului, este bunătatea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Așadar, vă întreb încă o dată, vă place bunătatea lui Dumnezeu? Un alt verset din Scriptură spune că bunătatea ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața. Și toate câte cele care le avem, de sus sau de jos, sunt de fapt roade ale bunătății lui Dumnezeu. În popasul pentru suflet din seara aceasta, vă recomand, dragii mei, să ne oprim în loc și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru bunătățile Domnului care s-au înnoit în fiecare dimineață și pentru felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și cu binecuvântări spirituale, duhovnicești și cu binecuvântări pământești. Slăvit să fie Domnul! Ne place Domnul pentru că e bun cu noi și acum, ca să ne consolăm, trebuie să mai spunem și asta. Nu trebuie să ne pară rău sau să ne simțim vinovați că ne place bunătatea lui Dumnezeu. Nu trebuie. Mie, de fapt, atât de mult îmi place bunătatea cuiva, încât pe lângă bunătatea lui Dumnezeu și când oamenii sunt buni cu mine, eu iau și bunătatea lor și îmi place și bunătatea lor. Când eram la școală, la institut, la București, unde am studiat în același an și în aceeași clasă cu Ciprian, fratele Ciprian, eu am plecat de departe la școală, adică să pleci de la Oradea, din Bihor, până la București.
condițiile în care n-ai mai fost plecat de acasă, eu nu mai eram. Se nimerește exact în mijlocul capitalei. Asta nu e o treabă simplă, asta e aproape depresivă. E aproape o încercare la început. Și am avut mulți profesori. Profesorii sunt de multe feluri. Dar între toți profesorii, sau în fiecare profesor, eu, în inima mea, fără să-mi dau seama, îmi căutam tatăl care era departe, tatăl. În figura fiecărui profesor căutam ceva din tatăl meu. Și dintre toți profesorii, vreo doi, aș putea zice, trăgând linie, s-au apropiat mai aparte de mine decât de la catedră. Și am simțit nu doar cunoașterea lor la aceștia, nu doar erudiția lor, mă înțelegeți, ci am simțit ce, despre ce vorbim noi acum? Bunătatea. Se prea poate ca dumneavoastră în seara aceasta să simțiți de la mine doar un discurs, doar niște informații, doar ceva legat de interpretarea Scripturii. Dar e destul de greu să simțiți de la mine ce? Bunătatea. Pentru că stăm prea puțin împreună, prea formal, prea oficial, prea ne-am așezat la un microfon, prea unul vorbește și ceilalți ascultă. Diferența între mine și dumneavoastră, între noi ca oameni, este că bunătatea lui Dumnezeu se face simțită de orice suflet omenesc. Și l-am văzut pe Dumnezeu în semeni și îl văd în semeni și atunci când noi reușim să fim buni, în sfârșit semănăm puțin cu cine? Cu Dumnezeu care este bun și bunătatea lui ține în veci. Vă îndemn, iubiții mei, să fim buni și nu răi. Pentru că atunci când suntem buni, semănăm cu Dumnezeul nostru bun. Pentru că El este bun în mod desăvârșit. Glorie Lui! Al doilea atribut al lui Dumnezeu, care ne place mai puțin decât primul, este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă place puterea lui Dumnezeu? Puterea. N-am auzit. Vă place? Sigur că da. Și mie îmi place. Și îmi place destul de des și pe măsură ce anii trec, observ că îmi place mai mult și mai mult puterea lui Dumnezeu. Pentru că, iată, și psalmistului îi plăcea în versetul 5, unde spunea: Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Și aici, în versetul acesta, e un miracol, de fapt, pentru că nu e vorba de prieteni. Înaintea prietenilor, psalmistul întinde singur masa, nu? Pentru că prietenii vin la prieteni, îi iubim pe cei care ne iubesc. Ci aici e o minune, e un miracol. Psalmistul spune: Doamne, eu la prieteni pot să întind masa, pentru că vor veni necontenit, sunt prietenii mei, dar la dușmani, la potrivnici. Doamne, eu nu pot să întind masa și atunci te rog, Doamne, după puterea Ta, fă o minune și întinde-le masa și adune împreună printr-un miracol, că dacă omenește nu se mai poate face nimic și natural, ce așteptăm să se facă, iubiții mei? O minune, iar minunea este specialitatea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se vede abia atunci când neputința noastră este mai evidentă, când limitele noastre au fost atinse și când noi nu mai putem. Știți că este un cântec care eu l-am auzit cântat foarte tare, cu mulți decibeli, poate prea mulți. Și cântecul acesta la refren l-am auzit eu într-o seară și tot drumul n-am mai putut să mi-l scot din minte. Tot l-am cântat pe drum. Zice: când nu mai poți tu, poate el. Ar fi de discutat despre refrenul acesta, dar nu aici și nu acum. Să lăsăm cântecul să curgă. Când nu mai poți tu, poate el. Admit că ideea este cam simplistă pentru Dumnezeu, adică cam prea ușor ne-am jucat cu cuvintele. Dar în același timp admit în seara aceasta că uneori reflectă o realitate. Că nu recunoaște puterea lui Dumnezeu decât acela care și-a recunoscut propria lui neputință, slăbiciune, propria lui incapacitate. Că noi suntem limitați în multe feluri, fizic, psihic, spiritual, în multe feluri suntem limitați, iar omul e un pachet de limitări, e un pachet de neputințe.
și ne dăm seama pe an ce trece, pe zi ce trece chiar, de neputințele pe care le avem. Priviți, vă rog, prin comparație la un copil și la un adult. Copilul se crede atotputernic, de aceea câte unul, dacă nu ești atent, sare de la balcon. Pentru că el crede că va putea ce să facă? Ce-a mai văzut el pe undeva? Să zboare. El nu știe de legea gravitației și nu știe că legea asta se aplică la oricine și că este o lege necruțătoare și nu cruță pe nimeni. El se aruncă pentru că are o gândire magică, pentru că el nu e conștient despre ce am vorbit, de propriile limite. El crede că poate. El vede o piatră mare, un bolovan uriaș și îl întrebe pe un copil, poți să o ridici? Ce zice copilul? Poate. Fericit e copilul. Fericit e copilul pentru că el poate, dar nici el nu poate, dar în mintea lui, mă înțelegeți, se numește gândirea magică la copii. În mintea lui, el toate le poate, el toate le știe. Îl întreb dacă știe și el ce-ți va răspunde? Știe, nu te lasă să-i explici pentru că el știe, dar în realitate nu știe. Copilul e cel mai puternic, cea mai puternică ființă din univers. Nu în realitate, ci în mintea lui. Pe măsură ce crește copilul și devine adult, omul devine cea mai neputincioasă ființă, parcă, din univers, deși Dumnezeu a pus în mintea noastră ceva cu totul unic în comparație cu întreaga creație. Ne dăm seama de la o zi la alta, iubiții mei, cât de neputincioși suntem. Ne dăm seama în plan spiritual că nu putem rezolva problema propriei noastre păcătoșenii, a neputinței spirituale. Ne dăm seama că nu putem să ne rezolvăm probleme fizice. Nu putem uneori să ne stăpânim pe noi înșine în bătălia cu instinctele. Ne dăm seama cât de slabi, de vulnerabili suntem, cât de neputincioși suntem. De aceea, iubiții mei, ne place puterea lui Dumnezeu și ne dorim ca atunci când noi nu putem, când nu înțelegem, când suntem depășiți, o putere mai mare să vină peste noi, să ne ridice și să ne așeze pe cale. Și această putere este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este expresia unicității sale. Ați auzit bine, a unicității sale. Dumnezeu e puternic, de fapt este atotputernic, nu pentru că vrea să ne arate El ceva, ci din cauza că este unic, ca mine și ca dumneavoastră mai sunt vreo 7 miliarde, ca El nu mai este nimeni, glorie Lui. Și atunci puterea Lui derivă din unicitatea Lui, pentru că e unic, doar El poate să facă anumite lucruri. Vă întreb, cine poate să ierte păcatele? Păcatul e cea mai mare problemă a omului, de la apariția lui pe pământ și până la sfârșitul istoriei. Cine poate să ierte păcatele? Cine? Că răspunsul e simplu. Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate să ridice păcatele, înseamnă că El poate să ridice cea mai mare greutate de pe sufletul omului. Noi nu ne-o putem ridica nici de la noi, nici de la ceilalți. Dar Domnul ne poate ierta și e cea mai mare minune pe care o săvârșește Dumnezeu. Toți așteptăm minuni de la Dumnezeu, într-un fel sau altul. Hai să așteptăm întâi de toate minunea cea mare, iertarea păcatelor, și să ne ierte bunul Dumnezeu. Ce te faci cu un corp sănătos, dar cu un suflet neiertat și apăsat de vină? Ce te faci cu o avere mare, cu binecuvântări materiale nesfârșite, câtă vreme sufletul îți este plin de vinovăție și de frustrări? De acolo se ridice cu puterea lui Dumnezeu toată vinovăția, toate păcatele noastre și să ne ierte Dumnezeu. De asemenea, în fața unui diagnostic incurabil, în fața unei situații financiare grele, în fața unor situații de viață sau poate familiale, ce te faci când te vezi atât de mic și de neputincios decât să accepți ajutorul celui mai tare? De ce foarte mulți oameni nu acceptă puterea lui Dumnezeu? Pentru că se bizuie prea mult pe ei. Motivul principal pentru care oamenii nu se întorc la Dumnezeu, nu numai astăzi, ci întotdeauna, a fost aroganța lor. Pentru că nu păcatul e problema, Hristos a murit pentru păcatele noastre. El ne iartă păcatele, glorie Lui. Problema este aroganța de a nu te smeri să vii înaintea Lui, să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Este Dumnezeu mare în Scriptură? Iată câteva repere. Ce spuneți de actul creațional, primele 6 zile din istoria lumii?
în care Dumnezeu a creat universul, văzutele și nevăzutele. Și la urmă, în a șasea zi, l-a creat pe cine? Pe om. Și l-a așezat ca și o coroană a creațiunii, ca un vasal al lui în lumea creată. Nu este aceasta dovada puterii lui Dumnezeu? Ce spuneți de izbăvirea poporului evreu din Egipt după 400 de ani de robie? După 400 de ani de robie, în care am fi crezut după toată logica omenească și după toată analiza istorică că nimic nu se mai poate întâmpla. Și după 400 de ani, Dumnezeu cu braț puternic, cum va spune Scriptura, scoate evreii din Egipt. Este puterea lui Dumnezeu. Puteau oare evreii să iasă singuri din Egipt? Din mâna unui faraon care numai după 10 urgii, nu după 10 plăgi, constrâns de Dumnezeu, dă drumul poporului să plece și apoi îi pare rău că ați văzut omul când face o faptă bună. Cum v-am zis la început, ce face după aceea? Îi pare rău și pornește după ei să-i aducă înapoi, dar are o soartă tragică. Ce spuneți de cucerirea Canaanului pe timpul lui Iosua, ucenicul lui Moise? După ce Moise iese din scenă la 120 de ani, Iosua ia în stăpânire țara și are loc acea campanie, nu? De nord, campanie de sud, în care orașele mari, regiunile mari sunt supuse de poporul evreu și apoi împărțite între cele 12 seminții. Vă întreb, Canaanul a stat în puterea poporului evreu? Evreii au putut să aibă parte cu de la ei putere, prin înțelepciunea lor, de Canaan? Cine le-a oferit Canaan un dar? Țara aceea, cadou, cine le-a dat-o? Cine o avea? Dumnezeu. Asta este dovada puterii sale. Ce spuneți de victoriile judecătorilor de-a lungul a 200 de ani? Cartea Judecători din Biblie acoperă două secole, 200 de ani, în care după marile căderi ale poporului evreu, ridica Dumnezeu câte un judecător care să-i izbăvească și câte unul, ba nu vedea bine dintre judecători, ba era prea tânăr, ba era fricos. Se întâmplă că avem chiar personaje feminine acolo și este o femeie care e ridicată într-o lume a bărbaților. Și când te uiți la acei judecători, nu înseamnă nimic din punct de vedere uman. Erau scoși din anonimat, nimeni nu știa de ei și apoi se întorceau în anonimat. Dar cine de fapt lupta și lucra prin ei? O putere mai mare, a cui putere? A lui Dumnezeu. Chiar ales să fie a lui Dumnezeu, tot puterea Domnului te poartă și te însoțește. Ce spuneți de reîntoarcerea în țară a poporului evreu după 70 de ani de robie babiloniană, sub conducerea lui Ezra și Nemia? Atunci când nimeni nu mai credea că va fi o reîntoarcere, o rămășiță consistentă a poporului după edictul lui Cir se întoarce ca să reconstruiască Ierusalimul și templul. Oare întoarcerea în țară din robie nu este o minune, nu este o dovadă a puterii lui Dumnezeu? Oare nu vor scrie ei psalmi și imnuri și ode în care vor înălța puterea lui Dumnezeu care i-a adus înapoi din robia babiloniană? Pentru că oricum am interpretat robia aceea, cine te scoate din robie și te face liber e mai puternic decât tine, ăla-i Dumnezeu. Ce spuneți, ca să vorbim și de Noul Testament, de minunile Domnului Iisus din Evanghelii? Au mai fost minuni și până la Domnul, citim în Vechiul Testament, au fost și după aceea în istoria milenară a creștinismului, dar minunile lui Iisus au fost unice, pentru că le-a făcut nu un om cu ajutorul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși întrupat pe pământ. Sunt minuni cu mesaj, sunt minuni de paradigmă, sunt arhetipale, ele ne învață ceva dincolo de minune. Minunile apostolilor, ce spuneți de ele? Cartea Faptele Apostolilor. Dar ce spuneți de Apocalipsa și atmosfera ultimei cărți a Scripturii, unde aflăm că Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ de care? Nou. Această imagine ultimă care vreau să vă las, ultima e și în Scriptură, ultima, a unui cer nou și a unui pământ nou, nu este dovada supremă și ultimă a atotputerniciei lui Dumnezeu? Cine a făcut cerul și pământul dintâi, care spune că nu mai erau și nici marea nu mai era? Cine a făcut cerul și pământul dintâi? Cine? Dumnezeu. Dar cerul și pământul al doilea, acela nou pe care îl va face, cine îl face?
Dumnezeu. Același Dumnezeu la ambele capete ale istoriei, preamărită să fie puterea Lui. Poate că ai trăit multe dezamăgiri pentru că te-ai bizuit prea mult pe puterea ta. Și eu am avut perioade de felul acesta. Ajungi repede la capătul puterii tale și simți că te-au părăsit, cum zicem noi, ce? Puterile. Simți că nu mai poți. Poate că ți-ai atins limitele într-un mod dureros, cum toți ni le-am atins uneori. Soluția pe care ți-o ofer în această seară și Hristos ne oferă nu este încearcă să-ți depășești limitele. Știți ce vremuri trăim noi acum, în care suntem învățați, da? Prin această autodepășire sau să ne depășim limitele. Priviți la psihologia lumii în care trăim și veți vedea că nu e pomenit Dumnezeu deloc și nicio putere mai mare și nicio dependență mai mare. Toată psihologia de astăzi, sau aproape toată, ne învață cum că omul este și despre om este vorba și nicăieri nu ni se spune că suntem dependenți. Este un mod interesant de a zgândări și așa, nu? Acea mândrie recurentă din inima omului și omul poate și omul trebuie să se autodepășească. Vom zice să nu ne depășim limitele, care oricum nu le putem depăși, ci haideți să ne punem viața în mâna Dumnezeului Cel Atotputernic și să facă Domnul minuni cu noi și pentru noi, acelea care le găsește El cu cale. Și fie viața noastră obiectul minunii lui Dumnezeu și fie ca un Dumnezeu puternic, mai puternic decât noi, să învingă în viața noastră. Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea rând, dragii mei, al treilea element sau calitate a lui Dumnezeu se numește dreptatea. Dreptatea. Vă place dreptatea lui Dumnezeu? Îmi place răspunsul ăsta. Asta e un răspuns corect. Tăcerea aceasta e un răspuns corect. Atât de mult îmi place și mie dreptatea lui Dumnezeu, cât vă place și dumneavoastră. Bunătatea Lui îmi place, puterea Lui îmi place. Dar când deja se manifestă dreptatea Lui, îmi place cam cum vă place dumneavoastră. Suntem în aceeași oală. Dar să vă zic ceva, vă spun până la capăt. Mie de fapt îmi place dreptatea Lui Dumnezeu când se manifestă față de, n-aia ziceți. Ziceți dumneavoastră despre mine. Când se manifestă față de? De alții. De unde ați știut? De unde ați știut? Nu e așa că semănăm și aici? Așa mă înviorez când văd că cineva și-a primit plata, răsplata, cum vreți. Așa mă răcoresc, așa mă simt de răzbunat. Atunci când cineva, și mai ales dacă acel cineva m-a întristat pe mine personal într-un fel, ați înțeles? Adică sunt chestiuni personale, omul e o ființă complicată. Dar când văd că cineva și-a primit răsplata după faptă, că zice după faptă și răsplată, atunci eu parcă mă înviorez și zic, nu mă bucur de rău altuia, dar mă bucur. Știți cum ne zicem că nu ne bucurăm? Una zicem, alta e în inimă. Dar simțim că Dumnezeu cumva ne-a făcut dreptate sau a făcut dreptate. Și atunci când îi se întâmplă cuiva, altcuiva, ne simțim tare bine și parcă ne bucurăm de dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 4, partea finală, zice, toiagul și nuiaua ta ce fac? Mă mângâie. Și acolo în loc de mă mângâie ar trebui mai degrabă să citim exact cum scrie în original. Acolo este mă îndreaptă, mă povățuiesc. Adică atunci când apuc pe cărări străine, când ies de pe cărările cele drepte, mă aduc înapoi pe cale. Este imaginea aceea ciobanului care știe bine unde trebuie să meargă oile. Ce este dreptatea lui Dumnezeu care ne place atât de puțin? Dreptatea lui Dumnezeu este expresia sfințeniei sale. Expresia sfințeniei sale. Noi spunem după Scriptură că Domnul este de trei ori, cum? Sfânt. Noi nu trebuie să fim de trei ori, noi nu trebuie să fim decât o dată și e de ajuns. Dacă putem fi o dată sfinți, e minunat. Numai Domnul e de trei ori sfânt, numai Domnul este sfânt prin natura Lui, mă înțelegeți? El este sfânt prin natura Lui. Sfințenia lui Dumnezeu, care înseamnă cu totul pus deoparte, cu totul diferit de creație și de tot ce a făcut, sfințenia lui Dumnezeu trebuie să se manifeste, pentru că orice lucru care există se manifestă.
Cum se manifestă sfințenia lui Dumnezeu? Iată cum. Prin, despre ce am vorbit? Dreptate. Când Dumnezeu e drept, El nu e rău cum ni se pare nouă, ci e doar cum? Sfânt. Când Dumnezeu face dreptate și te pedepsește după faptele tale și după faptă și răsplată și te îndreaptă și te aduce pe cale, El de fapt o face nu pentru că vrea, mă înțelegeți? Nu pentru că are un plan, nu pentru că face experimente pe noi, ci El face lucrul acesta pentru că e după natura Lui și zice că e atât de sfânt încât că nu poate să vadă ce? Răul, păcatul, nu suferă nedreptatea. Nici noi nu o suferim, dar El cu atât mai mult. Și când Dumnezeu e drept, El își dovedește natura Lui sfântă, cu totul neatinsă de păcat, de minciună și de tot ce ține de orice formă a răului. Acum aveți zice, frate Ghiță, dar și noi suntem drepți. Așa este, și eu sunt câteodată drept, dar mai ales sunt drept cu pruncii altora. Am văzut că sunt foarte drept cu pruncii altora, n-am probleme. E mai greu să fiu drept cu pruncii cui, credeți? Sunt părinte, da? E mai greu să fiu drept cu care prunci? Nu ziceți despre mine. Ai mei, exact. Și eu sunt drept cu neamurile altora. E mai greu să fiu drept cu care neamuri? Ale mele. Și eu sunt drept cu altul, e mai greu să fiu drept cu cine? Cu mine. Ca și bunătatea și puterea, când Dumnezeu lasă dreptatea și în mâna noastră, și pe aceasta o pervertim. Și când suntem drepți uneori părtinitor, alteori pe jumătate. Alteori, atenție, când suntem cel mai drepți, suntem cu patimă. Dumnezeu e drept, dar noi cu ce? Patimă. La noi e cu nervi, cu patimă. Avem dreptate. Și cu cât avem mai multă dreptate, cu atât suntem mai răi. Ați văzut? Cu cât avem mai multă dreptate. Știți ce vreau să spun? Știți ce vreau să spun? De aceea omul e bine să n-aibă prea multă, ziceți, dreptate. Ne deformează prea multă dreptate. Eu cam când sunt cel mai rău, e când stăpânesc bine dreptatea. Când tot ce spun este cum? Adevărat. Nu e nimic neadevărat, se poate proba cu probe. Am văzut că în inima mea dreptatea și harul nu prea încap. Când intră dreptatea, nu mai har. Știți cum zic? Nu mai... Am văzut că nu merg amândouă la mine. Dar slavă Domnului că la cineva merg amândouă, la Dumnezeu. Nu, uite, la El merg amândouă. Apoi când e har, iară nu mai este ce la mine? La mine. Nu mai e dreptate. Am văzut că nu merg împreună. Una parcă se exclude pe cealaltă și greșesc când într-un fel, când într-altul. Când sunt prea dur, când sunt prea îngăduitor. Nici cum nu-i bine. Și dumneavoastră ca și mine, drepți suntem, atâta cât putem să fim de drepți, atâta cât putem să știm, așa cum simțim, așa cum ne este starea, depinde despre cine este vorba, depinde de foarte mulți factori și dreptatea noastră e dreptate de om, nu e dreptate de Dumnezeu, e o dreptate efemeră, dragii mei, trecătoare, limitată și uneori atât de subiectivă, atât de subiectivă. Acum aș face o afirmație care nu m-am gândit să o fac, dar totuși o fac, că cine știe când mai ajung eu la Mediaș. E despre noi, despre oameni, nu-i despre Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să trăim o viață întreagă doar ca să avem dreptate. Există oameni care trăiesc parcă toată viața numai ca să aibă ce? Dreptate. În orice circumstanță. Să ne ferească Dumnezeu să trăim numai ca să avem dreptate, înseamnă că nefericiți suntem și nefericiți îi facem pe toți din jurul nostru. Și e prea puțin să trăiești numai ca să ai dreptate. Să vă imaginați că noi trebuie să trăim nu doar să avem dreptate, ci mai mult decât atât, să iubim pe semenii noștri. Și uneori să punem dreptatea în buzunar când facem mai mult rău decât bine. Și să nu mai vadă nimeni și să scoatem din inimă iubire reală față de semeni. Iubirea care ridică, care mângâie, care ajută, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, vă invit în seara aceasta ca să iubim dreptatea lui Dumnezeu. De altfel, eu sunt pe calea Domnului astăzi,
eu sunt pe calea Domnului astăzi nu pentru că am fost eu bun și nici măcar pentru că Domnul a fost întotdeauna bun cu mine. Eu sunt pe calea Domnului astăzi nu pentru bunătatea lui Dumnezeu, nici pentru puterea lui Dumnezeu sau minunile lui, deși a fost și bunătate și putere. Mă aflu pe calea Domnului ca și dumneavoastră, mă aflu în biserică, pentru că Domnul pe lângă că a fost bun și puternic, a fost cu mine cum? Când a fost nevoie, cum? Drept. Și în dreptatea Lui m-a pedepsit. Și în dreptatea Lui m-a povățuit. Și în dreptatea Lui mi-a tras atenția. Și în dreptatea Lui mi-a dat lecție după lecție. Și în dreptatea Lui m-a trezit din adormirea mea, m-a întors din rătăcirile mele. În dreptatea Lui și sunt produsul dreptății lui Dumnezeu. Nu credeți? Când eu eram la părinți, băiat minor, până în 18 ani, dar și după 18, dar mai ales până la 18 ani, mi se părea uneori că părinții nu sunt drepți cu mine. Și regulile pe care ei mi le puneau și uneori pedepsele pe care mi le aplicau, nu le primeam cu bucurie. Dar cine le primește cu bucurie? Nici astăzi nu le-aș primi cu bucurie. Și eram atât de revoltat pe părinții mei. Știți sentimentul ăsta? Gândiți-vă puțin în urmă. Eram atât de revoltat că nu mi se permitea să fac ce fac, cum se compară copiii, alții. Eram atât de revoltat pentru educația ce mi se dădea, pentru pedepsele ce le primeam, pentru felul exigent în care am fost crescut. După ce am trecut binișor de 18 ani și am devenit soț și apoi tată. Pe an ce trece, sunt tot mai recunoscător lui Dumnezeu și părinților mei că au fost cu mine așa cum au fost. Adică cum? Drepți. S-au străduit să fie drepți. Pentru că din punct de vedere al caracterului sunt în bună măsură produsul lor. Și investiția lor se vede în mine pe termen lung, de-a lungul întregii vieți, ce s-a semănat atunci. Iubiții mei, să nu ne supărăm pe Dumnezeu când este drept, să nu-i întoarcem spatele, iar dacă din cauza dreptății Lui i-ai întors spatele și ești aici, în seara aceasta întoarce-te la Dumnezeu. Dumnezeul cel drept e la fel de bun, e la fel de puternic ca întotdeauna, slăvit să fie El, dar te iubește și dacă El e sfânt, e drept cu tine ca să fii și tu cum e El, adică cum? Sfânt, să ne ajute Dumnezeu. În al patrulea și în ultimul rând, a patra calitate a lui Dumnezeu, care ne place cel mai puțin, este suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă place suveranitatea lui Dumnezeu? Sau mai întâi să explicăm ce înseamnă suveranitate? Mai întâi să citim versetul 4, prima parte din Psalm. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea care... umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău, de ce? Căci Tu ești cu mine și este valea care? Umbrei morții. De aici aflăm, ca și din alte texte, că Dumnezeu încape cu moartea la oaltă, vedeți? Dumnezeu și moartea încap la oaltă. Acolo e valea umbrei morții și cine mai apare în valea aceea? A umbrei morții, cine? Dumnezeu. Și spune, Doamne, Tu ești cu mine. Ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu? Pentru noi e tot mai greu astăzi, oameni moderni, crescuți și trăiți în democrație, e tot mai greu să ne imaginăm ce înseamnă Dumnezeul suveran. Scriptura, cu mici excepții, a fost scrisă în perioade monarhice, adică perioade cu regi, cu împărați. Și de aceea, stilul în care s-a scris Scriptura și Vechiul și Noul Testament au mereu în spate monarhia, mă înțelegeți? Adică figura regelui, figura suveranului. Iar regele pe vremea aceea era suveran. Adică să fii suveran înseamnă să ai drept de viață și de moarte asupra supușilor tăi. Un rege, ca să vă imaginați pe atunci cum era, era atât de puternic încât dacă tribunalul dădea o sentință, regele, după ce asculta cauza, putea să revoce sentința tribunalului. Și dacă tribunalul spunea pedeapsă capitală, pedeapsă cu moartea, regele putea să spună, nu, omul acesta trăiește. Și invers, dacă tribunalul spunea este nevinovat, regele, după ce l-audia, putea să spună, este cum? Vinovat. Și rămânea, cum a spus cine? Regele. Pentru noi, ființe libere, trăite în democrație, în care totul este discutabil, e greu să ne imaginăm o cultură de felul acesta și chiar țările care mai au regi sau regine
Acum, sigur, monarhia nu mai este cum era pe timpuri, ci este parlamentară, este mai mult o reprezentare, o emblemă, e altceva. Ei bine, când zicem că Dumnezeu este suveran, atunci trebuie să spunem până la capăt. Dumnezeu e suveran precum un rege, dar nu din vremea noastră, ci din vremea care? Aceea. Dumnezeu este suveran. Ce înseamnă să fii suveran? Un rege, la limita condiției lui omenești, că până la urmă era și el un om, făcea în regatul lui tot ce ziceți. Tot ce dorea. Asta înseamnă să fii suveran. Ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu? Înseamnă că, spre deosebire de noi, Dumnezeu poate să facă tot ce vrea. Sau să spunem mai clar, vom zice așa, ca să facem comparația cu noi. Dumnezeu poate, ziceți, câteva lucruri sau, dacă ne imaginăm pe Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu poate, ziceți, totul, dar face totul. Face Dumnezeu tot ce poate? În sensul bun al cuvântului, bun. Face Dumnezeu tot ce poate? Dacă Dumnezeu ar face tot ce poate, toți bolnavii noștri incurabili, de aici, de la Oradea, Reșița, Timișoara, dacă Dumnezeu ar face tot ce poate, înseamnă că toți bolnavii noștri incurabili din biserici ar fi vindecați de Dumnezeu. Pentru că El poate să-i vindece. Deci Dumnezeu poate, cum a zis, mi-a plăcut cum a zis, totul. Dar vrea totul? Dumnezeu poate mult, dar vrea cum? Uitați-vă aici la mine. Cum vrea? Puțin. Vrea puțin. Statistic vorbind, o minoritate din bolnavii noștri incurabili, în general din biserici, se vindecă, da? O minoritate. Majoritatea se stinge încet, încet, sub povara bolii. Nu poate Dumnezeu? Poate mult, dar vrea cum? Te și frică să spui, nu? Puțin. Puțin. Noi cum? La noi este exact, ziceți, invers. Noi vrem, hai să nu spunem tot, hai să rămânem în termenii, noi vrem, ziceți, mult. Noi vrem multe. Noi vrem multe. Ai văzut? Noi vrem mult, Dumnezeu vrea puțin. Noi vrem mult. Acum, de ce Dumnezeu vrea puțin? E normal, pentru că El are deja totul, m-ați înțeles? Și e normal că noi să vrem mult. Da? Lucrurile se explică, da? Să nu intrăm așa în detalii. Și când dăruim, noi dăruim puțin pentru că dăm din puțin și ne gândim cu ce rămâne, pentru că a Lui e cerul și pământul. El poate să dea, sigur. Diferențele sunt colosale între noi. Bun, noi vrem mult, dar putem, ziceți, puțin. Diferența dintre noi și Dumnezeu fundamentală e aceasta. Noi suntem limitați și slabi și efemeri. Dumnezeu este suveran și, după cum spune Scriptura, El face tot ce vrea. Sus în cer și unde? Și jos pe pământ. Putem să zicem slăvit să fie El? Cel mai greu să-L accepți pe Dumnezeu este nu bunătatea Lui, m-ați înțeles? Nu puterea Lui, nu dreptatea Lui, și aceea o înțelegi, are o logică. Cel mai greu și testul cel mai mare care vi-l las în finalul predicei acesta, să-L acceptăm pe Dumnezeu până la capăt, în mod deplin, și să acceptăm suveranitatea Lui Dumnezeu. Atunci când Domnul face ceea ce noi nu vrem să facă, când se întâmplă cum nu vrem să se întâmple, pentru că suveranitatea este expresia voinței lui Dumnezeu, expresia voinței lui Dumnezeu. Și de fapt când Dumnezeu e suveran, El nu e suveran ca să se dea mare față de noi, El nu intră în concurență cu propria Lui creatură, Dumnezeu nu concurează cu nimeni, nu are nevoie de nimeni, nu? Ci când Dumnezeu e suveran, El e suveran doar pentru că voința Lui este voință puternică, voință supremă, nu? Voință ultimă, voință de Dumnezeu și nu voință de om. Oare suntem pregătiți și ar fi un gest de maturitate spirituală să-L acceptăm pe Dumnezeu și să rămânem lângă El atunci când trecem și prin valea care? Cum spune psalmistul? Umbrei? Morții.
Oare ești pregătit să rămâi lângă Domnul și în vremuri grele? Și atunci când soarta te lovește, viața te lovește, împrejurările te lovesc, destinul te lovește, numește-l cum vrei, dar când lucrurile scapă de sub control, suntem pregătiți, acceptăm suveranitatea Lui, aș dori să vă las cu două liste pe care le găsim în Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 33, dacă putem să afișăm. În aceste două liste, Evrei 11 cu 33 este capitolul acela cu eroii credinței și la sfârșit e o sinteză. Vă rog să vă concentrați pentru că vreau să vă las o ultimă întrebare și să vă întreb, după ce le citesc, pe care listă doriți să fiți? Știu că nu ne putem alege lista, dar ne imaginăm că am putea să ne o alegem și o să vă rog să-mi spuneți pe care listă doriți. Ascultați prima listă, se numește lista izbăviților, așa o numesc eu. Prin credință au cucerit ei împărății. Ce înseamnă împărății? Imperii. Au făcut dreptate într-o lume de care? Nedreaptă. Au căpătat ce? Făgăduințe. Vă plac făgăduințele, promisiunile? Uneori e tot ce avem. Cum să nu ne plac? Sunt promisiuni neonorate pe care le primim. Și atunci singura bucurie este promisiunea însăși. Oricum nu s-a întâmplat. Dar promisiunea ți-a livrat puțină bucurie. Ne plac promisiunile. Atât de mult ne plac încât le facem uneori în mod gratuit. Au astupat gurile fraților, nu? Nu chiar așa sus. Au astupat gurile leilor. Leilor. Au stins puterea focului. Ca să înțelegeți ce înseamnă asta, vorbiți cu orice pompier în exercițiu și o să vă spună că focul nu e o glumă. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, iar sabia pe atunci era arma prin excelență, arma mortală. S-au vindecat de boli. Interesant reflexivul aici, s-au vindecat. Din cauza acestui reflexiv, unii, mai ales din spațiul acela foarte carismatic, au ajuns la tot felul de interpretări, că ne vindecăm singuri, că trebuie să zicem și ne vindecăm. Păi dacă ar fi așa simplu, mă întreb eu mereu, atunci de ce atâția bolnavi? Știți de ce atâția bolnavi? Pentru că Dumnezeu nu e doar puternic, ci este și cum? Suveran. Și El face tot ce vrea. Cu oricare de aici, cu mine în primul rând. Au fost viteji unde? În războaie, când vremuri de pace, toți sunt viteji. În războaie, numai câțiva. Au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe și auziți, apoteotic, ca în muzică. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor, cum? În sicrie? Pe morții lor? În viață. Nu știm exact la ce episoade se referă aici. Dar probabil au plecat în război oamenii aceia, bărbații aceia. Poate au căzut pe câmpul de luptă. Poate că vestea despre moartea lor a ajuns la soțiile lor, la văduvele lor. Femeile acelea s-au pregătit de înmormântare, de doliu, de jale. Și-au văzut venind pe uliță la un moment dat, imaginați-vă acele femei. Au văzut venind pe uliță spre casă un convoi de oameni și între ei sau în fruntea lor se afla cine? Soțul. Dar nu în sicriu, ci mergând pe picioarele lui. Cum s-or fi șters la ochi, cum s-or fi gândit, poate am o halucinație, cum nu s-au dus să pună mâna pe el, cum nu au sărit în brațele lui, nu? Cum nu s-au bucurat până la pierderea minților? Cum e posibil din mort să fii cum? Viu. Asta este lista izbăviților. A doua listă este lista încercaților. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost cum? Chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ce? Cu fierăstrău. E greu numai să ne imaginăm. Chinuiți, au murit uciși de sabie și cei dinainte zice că au scăpat de ascuțișul sabiei.
Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și cu piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați, pentru ce? Pentru ce au fost lăudați? Pentru credința lor. Totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. O listă, a doua listă. Izbăviții și încercați. Vă întreb, dar fiți sinceri, pe care listă doriți să fiți? Dacă ar fi, să ne putem trece deja pe liste. Eu m-am și trecut deja, ca să vă spun, pe una dintre ele. Pe care listă doriți? Pe prima? Sau pe a doua? Dacă ar fi să putem alege, am zis, dacă ar fi, pe care ne-am trece toți? Pe prima. Acolo m-am trecut și eu. Acolo ne trecem toți. Dar știm noi, până la urmă, pe care listă o să fim? Ce doresc să vă spun este că și pe prima listă și pe a doua listă, Dumnezeu e acolo. Și în prima și în a doua credința lucrează. Până în urmă, cu câțiva ani, îi apreciam și vedeam ca un miracol doar pe aceia dintre noi care s-au vindecat de cancer sau alte boli incurabile. Și care, pe care Domnul i-a vindecat, îi vedeam ca niște eroi și mă bucuram pentru ei. De câțiva ani încoace, și așa voi rămâne, nu o să mă mai schimb, privesc ca erou al credinței, fie pe un frate, fie pe o soră, care nu sunt vindecați, dar care trăiesc cu credincioșie până în ultima zi a vieții lor și se topesc încet, încet. Uneori, pentru că sunt și eu pastor, mă duc la ei să-i vizitez, la muribunzi, atenție, dar muribunzi care mor în Hristos. Și care îmi spun, gata, nu ne mai rugăm pentru mine, acum ne rugăm pentru familia care rămâne, pentru familia mea vreau să ne rugăm. Care îmi spun, eu sunt gata de plecare și în ochii lor citești seninătate, eu sunt gata. Dar am în familie care nu sunt gata, pentru ei vreau să ne rugăm. Cineva a spus să ne rugăm pentru ca la înmormântarea mea, o bunică simpatică, nepoții să nu fie prea doborâți de durere, vreau să mă rog pentru nepoții mei, pentru înmormântare, a ei înmormântare. Ce gesturi, ce înțelegeri, ce maturitate de umblare cu Dumnezeu. Până acum câțiva ani îi vedeam ca eroi credinței pe cei care scăpau dintr-un accident rutier, scăpau ca prin minune, de fapt prin minune. Astăzi nu mai gândesc așa. Astăzi pentru mine un creștin care moare într-o secundă, într-un teribil accident de circulație, pentru mine este la fel de erou ca cel care a scăpat. Pentru că dacă a plecat într-o secundă, mie îmi face impresia că el a fost tot timpul cum? Gata! Cum să nu-l apreciez? Cum să nu văd în el un erou al credinței? De ce să vedem eroi doar în unii și să nu vedem și în ceilalți? Iubiții mei, iubiții mei, orice ar fi cu noi, pe care liste vom ajunge, să rămânem lângă Dumnezeu. Să ne agățăm cu amândouă mâinile de Dumnezeu. Și la întrebarea, a cui ești, noi să spunem, sunt a Dumnezeului meu, a Dumnezeului bun, a Dumnezeului puternic, drept și suveran. Amin.